După aproape 4 luni de la dispariție, unul dintre cei mai căutați români, milionarul Sebastian Ghiță, a fost capturat în Serbia la Belgrad. Tuns zero, cu barbă și cu un alt stil vestimentar, Ghiță a încercat să-i convingă pe polițiștii sârbi, vorbind în engleză, că este slovac. Le-a prezentat și acte de identitate false. A fost prins imediat după ce ieșise dintr-un restaurant alături de fratele lui Alexandru Ghiță. De altfel, întâlnirea cu acesta din urmă l-ar fi dat de gol. Fratele fostului deputat fusese filat încă de la plecarea din România. Ministerul Justiției va cere acum extrădarea lui Ghiță. În urma activităților investigative complexe și a informațiilor transmise de către Direcția Operațiuni Speciale și Direcția de Investigații Criminale, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian a fost localizat și reținut de către autoritățile din Serbia pe o stradă din Belgrad. Este momentul în care, la aproape 4 luni de la dispariție, oficialii poliției române anunță că Sebastian Ghiță a fost găsit și încădușat. Joi, aproape de miezul nopții, a fost prins de polițiștii sârbi alături de fratele său. O fotografie surprinsă noaptea trecută dezvăluie deghizarea fostului deputat. Ghiță era cunoscut cu început de chilie, fără barbă și că obișnuia să se îmbrace în cămașă și sacou. Acum este ras în cap, are barbă, sprâncenele vopsite și un alt stil vestimentar. Fotografia a fost făcută de o echipă de filaj aflată pe urmele celor doi într-un restaurant. La ieșire în fața sârbilor, fostul deputat a prezentat un pașaport și un permis de conducere sloven, nu a vorbit sârbo-croată, ci numai engleză, negând vehement că este Sebastian Ghiță. Sebastian Ghiță a fost depistat pe o stradă din zona centrală a Belgradului. Asta după ce, în urmă cu 3 săptămâni, când presa din România scria că a fost localizat în Serbia, autoritățile negau. Potrivit unor surse, Ghiță ar fi ajuns în capitala Serbiei încă de acum 2 luni și de aproape o lună era pus sub supraveghere. Cei care îl urmăreau au încercat în toată această perioadă să afle cât mai multe informații despre fugar, dar și despre legăturile acestuia. Supravegherea a fost însă mult mai bună decât cea realizată la București și astfel Sebastian Ghiță nu a mai reușit să scape de filaj. Cum s-a reușit însă localizarea exactă a lui Ghiță? Surse din cadrul anchetei spun că tocmai fratele i-a condus exact la el. Alexandru Ghiță ar fi plecat zilele trecute cu autoturismul la Istanbul. De acolo, cu bani cash, ar fi cumpărat bilet de avion cu direcția Belgrad, motivând în discuțiile telefonice cu apropiații care o întâlnire de afaceri. Joi noapte, fără să știe că este filat, bărbatul s-a întâlnit cu fratele său fugar într-un restaurant. La ieșire au fost opriți de poliția sârbă, în timp ce fostul deputat a prezentat acte false, faptă pentru care este cercetat acum în țara vecină. Alexandru Ghiță a dat documentele românești care îi atestau identitatea. Fostul parlamentar a fost încătușat și dus la sediul poliției din oraș, unde a rămas închis în baza mandatului internațional de arestare. Dar să știți pe unde a ieșit? O să aflați toate detaliile în momentul în care se va finaliza ancheta. Autoritățile nu vor să spună însă cum a reușit Ghiță să iasă din țară sau care au fost locurile prin care a trecut înainte de a ajunge în Serbia. În comunicatul în care se anunță capturarea lui, poliția română susține însă că s-a colaborat strâns cu numai puțin de 10 țări. Surse din anchetă spun că fostul deputat s-a plimbat prin multe dintre aceste locuri înainte de Belgrad. În primul rând, nu l-a judecat nimeni, domnule. A dat un verdict cu judecător pentru el ca să fie alergat așa. Ministerul Justiției, instituția competentă să ceară sârbilor aducerea lui Ghiță, anunță că va formula cererea de extrădare. Extrădarea unei persoane din Republica Serbia se poate solicita în baza Convenției Europene de Extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957 și a protocoalelor sale adiționale. Ministerul Justiției își îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege. Până la cererea de extrădare, Ghiță va rămâne arestat pe baza mandatului internațional emis de judecătorii români. Fostul deputat are însă posibilitatea de a cere aducerea mai repede în România. Sunt două ipoteze aici, tot juridice. Prima este o extrădare așa numită voluntară, când identificat în fața unei instanțe din țara respectivă, el acceptă să fie trimis în țara de origine și atunci durează foarte mult, foarte puțin. Durează foarte mult dacă există obiecțiuni la această extrădare. În țară, Ghiță are 2 mandate de arestare preventivă și 5 dosare penale în care este acuzat de numeroase fapte de corupție. Fostul deputat figura ca dat în urmărire națională și internațională din luna decembrie a anului trecut. A dispărut pe 19 decembrie, fiind văzut ultima dată la o recepție a Serviciului Român de Informații. La momentul dispariției, Ghiță era filat de ofițerii Direcției de Operațiuni Speciale la solicitarea DNA Ploiești.
Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, a urmărit acest subiect și a aflat când ar putea fi adus în țară Sebastian Ghiță. Ovidiu, te ascultăm. În seara, imediat după ce a fost ridicat de pe stradă, Sebastian Ghiță a fost dus la sediul central al poliției din Belgrad. Acolo a avut loc procedura de identificare, după care fugarul a fost introdus în arest. Astăzi, Sebastian Ghiță a fost dus în fața unui judecător pentru a confirma mandatul internațional de arestare. Ghiță va trebui însă să răspundă și pentru infracțiunile comise pe teritoriul Serbiei. El s-a legitimat cu un document de identitate fals și va fi cercetat și pentru deținere de documente contrafăcute. Autoritățile sârbe vor verifica însă și dacă fugarul a folosit aceste documente false la intrarea în Serbia, ceea ce ar putea să-i agraveze situația. Vă reamintesc că în momentul în care a fost oprit pe stradă pentru verificări, Ghiță a prezentat documente ce păreau emise de autoritățile slovene. Aducerea în țară a fugarului ar putea dura însă mai bine de o lună. Pe de o parte, Ghiță va putea contesta în instanță mandatul internațional de arestare, iar pe de altă parte, el va trebui să răspundă în primul rând pentru infracțiunile săvârșite în Serbia. Autoritățile din România și din Serbia vor face o comisie rogatorie pentru a-l putea aduce pe Sebastian Ghiță în țară. Vă reamintesc că pe numele fugarului există două mandate de arestare emise de autoritățile de la București. Atât deocamdată de aici. La revedere!